O gheară de ajutor de Carla și Liana Precup. O producție Mini Reactor în parteneriat cu Radio Cluj. 22 aprilie 2021. Balcon, școala de acasă, scenă cozy, o masă de birou minusculă și drăguță cu un laptop pe ea și cu tot felul de creioane și carnețele și cu un beanbag colorat. Astrid stă pe beanbag și scrie. 22 aprilie 2021. Wow! A 396-a zi de pandemie. Dragă jurnal, ce e nou pe lângă atât de multă pandemie? Îmi dispar temele. Dispar, pur și simplu. Nu am niciun fel de indiciu ca să-mi dau seama ce se întâmplă cu ele. Acum mi-a dispărut tema la mate și imediat începe ora. Sunt aproape sigură că mă ascultă. E nașpa, e... trebuie să plec. Bună dimineața, copii! Bună dimineața! V-ați trezit? Da! Da, ne-am trezit. Da, știu, e mai greu la prima oră, până vă porniți motoarele. Haideți să verificăm tema. Primul exercițiu. Eu. Ne zici rezultatul, Astrid? Nu știe. Astrid îngălbenește la față și nu știe ce să zică. Zice ceva, dar cu microfonul închis. De ce chiar eu? Știam că o să fiu eu, nu e drept. Astrid, mă tem că ai microfonul închis să ți-l deblochezi și doar după să răspunzi. Astrid se uită confuză și se preface că nu știe cum. Simte o atingere blândă pe picior și tresare. Se face și mai galbenă ca înainte. Se uită în jos precaută și vede o pisică gri care se uită cu doi ochi verzi direct în sufletul ei. 137,5. Astrid își deschide microfonul și zice: 137,5. Corect! Al treilea exercițiu? Da. Am închis microfonul? Da. Bun. Acum... se uită în jos cu o oarecare frică. De... pisica e tot acolo. Stă calmă și-și linge lăbuțele. Astrid închide camera video și se mai asigură odată că microfonul e tot închis. De unde știai? Din temă. Am mâncat tema. Tu mi-ai mâncat tema? Da. Doar asta? Sau și celelalte care au dispărut? Toate temele. Da. Astrid ar zice o înjurătură, dar e prea mică pentru înjurături. La dracu! Dacă vrei să fiu mai exact, am mâncat toate temele care au dispărut vreodată și de la alți copii. Cum? Deci era adevărat? Nu-mi vine să cred. Mereu am crezut că e doar o scuză amărâtă. M-am gândit să o folosesc și eu, dar colegii știu că nu am pisică. Hei! Îmi zgârii beanbag-ul! De ce nu mi-ai spus? Dacă ți era așa de foame, puteam să fac rost de ceva de mâncare. Zit! Nu e de foame. Mă rog, e o formă de foame, ai dreptate. E foame de cunoaștere. Cum adică? E modul pisicilor de a învăța geometrie, mâncând teme de geometrie. Sună nobil, așa cum o prezinți tu. Dar pe mine m-ai lăsat fără teme de multe ori. Le-ai luat fără să întrebi. Iar ăsta e furt. Puteam să-ți dau să mănânci niște teme mai vechi, nu chiar cele din care sunt ascultată. Asta nu e o idee rea. Nu m-am gândit că se poate așa. Cum eu sunt dependentă deja, o să am nevoie în fiecare zi de o porție de teme de la tine. Iar tu o să-mi dai în schimb... ce de pisica? Da.
Da, ce? Lapte, miere, carne, blană? Păi nici vorbă de plictiseli din astea de care îți dau alte animale inferioare. Eu o să-ți dau cunoaștere. Cunoaștere? Da, o să putem să povestim despre lucrurile pe care le învăț mâncând de... Da. Astrid se simte tentată să se certe cu pisica. De... Vrea să-i spună cât de incorrect e. Da. Și cât de fantastic pare. De... Dar zice... Da. Sună bine. Când începem? Am o mare neîncredere în humanii care zic că încep chestii de luni sau de la începutul lunii sau anului. Ce zici să începem de azi, după ore? Curios și tot mai curios. Haide, ne vedem, pisică! Pisica face un salt grațios și dispare. 5 mai 2021. 5 mai 2021. Dragă jurnal, mă întâlnesc cu pisica zilnic, după ore. Îi pregătesc de fiecare dată o temă interesantă și gustoasă, iar pisica mă ajută în schimb la diferite materii. Îmi place mult cât de grațioasă este și câtă încredere are în ea. Mi-aș dori să fiu și eu la fel de încrezătoare. Și mai e faptul că pot vorbi cu cineva nou, să socializez. Chiar dacă acel cineva este o pisică, asta nu contează. Trebuie să plec. O văd venind. Urmează să-mi explice fracțiile, pentru că nu le înțeleg nicicum. Întotdeauna m-am gândit la fracții ca fiind bucăți de șoareci. Numărul de jos este în câte mese împart șoarecele, ai nevoie de provizii, și numărul de sus este câte părți ai mâncat deja cu poftă. Mereu m-am întrebat dacă voi, pisicile, chiar mâncați șoareci sau e doar un mit? Sunt mai rar șoareci, multe pisici de bloc nu au acces la ei. Mai sunt și pisici de curte care au acces la atât de mulți încât sunt fascinate doar de vânarea lor. Și de aprecierea pe care le-o dă humanul lor când predau șoarecele. Îmi cer scuze dacă te ofensez, dar mie mi se pare grețos. O fi, dar aruncă o privire spre humani când mănâncă și spune-mi dacă ți se pare perfect în regulă și negrețos. Eu simt nevoia să-mi ling blana când îi văd mâncând. Da, tu unde locuiești? Ești pisică de bloc sau de curte? Știi, prietenii noi sunt ca un puzzle. Tot adunăm piese de informații despre ei până ce putem să zicem că am ajuns să-i cunoaștem. Când puzzle-ul are multe piese, îți cam dai seama ce reprezintă imaginea. Cu mine va fi diferit. Nu plănuiesc să-ți dau informații despre mine, nu vreau să-ți dau câte o piesă de puzzle să tot construiești. Va veni tot puzzle-ul dintr-o dată. Vei vedea. Pisica face un salt grațios și dispare. Da, într-o fermă există mai multe animale îmblânzite de om pentru a ajuta în jurul locuinței. Aceste animale sunt câinele, porcul, găina, vaca, iepurele, oaia și uneori și rața sau gâsca. Așa, și... Și ce? N-ai uitat pe cineva? Da. Câinele, porcul, găina, vaca, iepurile, gâsca... Nu cred, doar astea erau scrise în lecție. Cum adică doar animalele astea erau scrise în lecție? Și noi ce suntem? Porțelanuri decorative? Suntem singurele animale de la o fermă care nu consumă mâncarea humanilor. Ne hrănim singure și prin hrănirea noastră asigurăm dispariția șoarecilor. Ceva ce am înțeles că este apreciat de oameni, dar se pare că nu destul! Pisica face un salt grațios și dispare. Mă ajuți, te rog, să învăț la biologie? Te rog. Te rog. Te rog. Bine, ce lecție.
Anatomia pisicilor. Da! Tu chiar crezi că e decent să învăț așa ceva? Chiar crezi că aș mânca vreodată o temă cu titlul Pisica? Păi... Nici un păi! Nu aș putea face una ca asta. Ar fi o crimă majoră. Ar fi canibalism pisicesc. Auzi? De ce m-ai ales pe mine? Pisica face un salt grațios și bineînțeles. Dispare. Cu ce am greșit? De ce ai plecat așa brusc? E interesant, coronavirusul ăsta. Vrei să pregătești ceva teme pe mâine? Da, nu am teme despre coronavirus. Nu se studiază încă la școală. Tu ce știi despre asta? Încă mai nimic, doar ce văd. Nimic din teme. Pisica face un salt grațios și, bineînțeles, dispare. Zi noroasă. Soarele e ascuns undeva. Astrid stă pe balcon și se gândește la căldura din casă. Discută despre anatomie, aparatul digestiv la human. Cavitatea bucală și cei 45 de dinți. 45 de dinți? Ceva nu-i bine. Nu poate fi un număr impar. Astrid scoate telefonul și caută pe Google. Sunt 32 de dinți. De unde ai informația asta? Dintr-o temă. A unei dintre colegii tăi de clasă. Cine? Iosif. Pisica. Tu ai mâncat și temele lui Iosif? Iosif face mereu teme greșite. Nu mă mai bazez pe teme scrise prea frumos. Ok. Aveam impresia că dacă sunt atât de ordonate, trebuie că sunt și corecte. Am nevoie de 2 zile ca să gândesc toate informațiile care vin de la Iosif și ce aș mai putea ști greșit. Ne vedem în 2 zile. Pisica face un salt grațios și pleacă. Upsi. 23 mai 2021. 23 mai 2021. Dragă jurnal, azi am avut o întâmplare interesantă. Am realizat că pisica face greșeli. Aveam tendința asta să o văd ca perfectă și atot știutoare. A fost foarte interesant ce am simțit atunci când am văzut că poate face greșeli. Am simțit că e ok, că mi-e la fel de dragă, că oricum știe multe lucruri și e permis ca unele să fie incorrecte. Mi-aș dori să ajung să fiu și eu mai îngăduitoare și cu greșelile mele. Astrid ține pisica în brațe și o mângâie. Vai după ureche. Da, e bine. Ia mânoc! Au! De ce te-ai oprit? Chiar așa. Tu ai un răspuns la întrebarea eternă? Ce a fost înainte, oul sau găina? Nope, nu am. Când nu avem răspunsuri la întrebări prea generale și universale, le facem mai particulare. Am mâncat o temă cu titlul Cum am petrecut vacanța, în care un copil povestea cum a mers cu autobuzul la bunici și un pasager ținea în brațe, ca pe un pet, o găină. Iar găina a făcut un ou. Ei, în acel autobuz, găina a fost mai întâi. Știi Istanbul? Da. Capitala Turciei. Ce-i cu ea? Aș vrea niște informații despre istoria Istanbulului. Îmi faci rost pe mâine. Sure. Am văzut un documentar despre Istanbul. E un fel de rai al pisicilor. Sunt peste tot și sunt ale tuturor. Și mâncarea pentru ele e peste tot lăsată de humani. Documentarele reprezintă felul humanilor de a mânca teme să învețe chestii. Noroc cu documentarele astea. Încep să învăț și eu de la tine, din discuțiile noastre, nu doar tu de la mine. Așa evit să mă îngraș de la prea multă celuloză. Ok. Complimentul este partea de propoziție care însoțește verbul și îl descrie. Complimentul? Pisica tace.
Pot să-ți fac un compliment? Ești tare drăguță când greșești. Faptul că și tu poți să greșești mă ajută să-mi accept greșelile și imperfecțiunea. Pisica tace. Ăla cu verbul e complementul. Dina, cui te mai lua definiția asta? Dina Sorinei. Nu mai mănânc nici teme scrise urât. Indicațiile scenice oferă informații. Zar de umer, nu cărțe de ambro, fieră textul pe scenă. Ai auzit ceva din ce am zis? Da, scuze, nu am înțeles. Aveam impresia că vorbește o altă limbă. O să-ți repet. Indicațiile scenice oferă informații despre cum trebuie transpus textul pe scenă. Nu doreze, dar am mers alugere de da salpnif și nu taițești aluroile din niște. Sunt obosită, e prea mult de învățat. Vreau o pauză. Hai, ia o pauză. Mergi și joacă-te ceva. Pisica face un salt grațios și dispare. În ultima vreme, tot mate și română. Unde-s restul informațiilor interesante? Nu pot mânca doar mate și română. Unde e diversificarea mea alimentară? Vine examenul, dau din mate și română, e normal să am focus pe ele acum. Și restul? De ce le ignori? Mi se pare că diversitatea de informații te ajută mai mult în viață. Așa aș zice și eu, dar nu iau eu deciziile importante pe aici. În orice caz, acum trebuie neapărat să fiu pregătită la mate și română ca să intru la Ghibu. Și de diversitate ne ocupăm noi tu pe examen, nu? Ghiși ce? Pisica face un salt grațios și dispare. Hei, iar pleci așa fără să saluți? Ați aflat cum dați examenul? Online sau în sală? Azi ne-a anunțat. Va fi în sală. Tu îți dai seama că la examen nu voi fi cu tine, nu? Eu fără tine nu știu nimic, nu o să pot să scriu nimic. Astrid face un salt nu chiar grațios și dispare în casă trântind ușa de la balcon. Pisica rămâne pe balcon și își linge lăbuțele. Exagerezi! Nu exagerez! Eu nu pot să scriu fără ajutorul tău! Astrid revine pe balcon. Ce mă fac la examen? Cum mă prezint acolo? Sunt într-o mare, mare panică. Nu pot nici să dorm bine, nu pot nici să mănânc bine. Cred că nu are rost să merg la examen. Wow, acum chiar exagerezi. O să-ți aduci aminte de majoritatea lucrurilor. Noi am povestit despre toate. Am stat în balconul ăsta multe, multe, multe ore. De ce nu putem să fim aceeași minte, tu și cu mine? Două minți sunt întotdeauna mai bune decât o minte. Pauză. Astrid nu știe de ce să se mai plângă. De ce nu poate fi și examenul ăsta online? Oricum, chiar dacă ăsta ar fi fost online, urmau altele în sală. Pandemia nu înseamnă veșnicie. Veșnicia s-a născut la sat, iar noi suntem în Cluj. 17 iunie 2021. 17 iunie 2021. Dragă jurnal, am trecut examenele de final de a 8-a și am intrat la Ghibu, fără pisică lângă mine. Mi-e un pic greu să formulez asta, dar bravo mie! Câteodată știu lucruri pe care nu știu că le știu. Nu mi-amintesc de unde sau când le-am învățat. Poate că sunt somnambulă și am mâncat și eu teme. Mi-e dor de pisică. N-am mai venit pe balcon în ultimele zile. Gata, merg să mă joc. Am primit de la părinți un joc foarte fain și popular acum. Cu ochelari VR. 13 octombrie 2021. Dragă jurnal, da. Să vezi fază. De ziua mea am primit un puzzle gigantic cu o pisică. Miau. A venit tot puzzle-ul dintr-o dată, așa cum a prevestit pisica.
Și chiar în momentul când a venit puzzle-ul, am conștientizat că pisica nu a existat, de fapt. A fost doar întruchiparea încrederii mele în mine, care a tot crescut în întâlnirile noastre imaginare. Pisica m-a învățat să învăț, m-a învățat să iau lucrurile mai cu relaxare, să-mi accept greșelile și să am încredere în mine. Bun. Îți mulțumesc, pisică, sau așa ceva. Gata, merg să mănânc niște teme. Și nu te întreb tu oare, ascultătorule, cum de-am scăpat eu jurnalul nemâncat? Ok. O gheară de ajutor. De Carla și Liana Precup. O producție mini-reactor în parteneriat cu Radio Cluj. Regia artistică Selma Dragoș. Regia tehnică Rodica Tulbure. Muzica Adrian Cimpoeșu. În rolul Astrid Andreea Aitai. În rolul pisicii Alexandra Caras. În rolul jurnalului Paul Socol. Un proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.